Deci este esențial, esențial este să faci așa cum ți-am spus, să duci un radical în celălalt membru. Ai terminat, Andreea? Da. Ți-a ieșit x minus 1 pe lângă cine? Pe lângă... Păi, de a 3 pe lângă x minus 1 supra radical, radical de 3 plus 2. Plus 2. Plus 5 pe lângă x minus 1 supra radical din 5 x minus 1 plus 2. Plus 7 pe lângă x minus 1 supra radical din 7 x minus 3 plus 2 acela. Dea x minus 1 pe lângă 7 plus 5 plus 3 supra suma radicală, radical dintre x plus 1 plus 2 plus a. Așa. Și x minus 1 egal 0, da. Și cealaltă sumă de numere pozitive, că radicalul e pozitiv plus 2, nu are cum să fie 0, rămân numai ce să fie 0, da? Hai să-ți mai construiesc un exercițiu. Da. Până când... Așa. Radical din 2x minus 1. Nu-mi dați 4 radical. Nu, plus radical din 3x minus 2. Plus radical din 4x minus 3. Plus și mai departe, plus radical. Nu-ți dau 4, îți dau iert. Plus radical din n plus 1 x, n plus 1 x minus n, egal cu n. Da? Deci, da. La 2 radical era 3, la 3 radical e 4, la n radical e n plus 1. Da. Am gândit bine, da? Da. N plus 1 x minus n, egal cu n. Haide, Mihai, să ne întoarcem la treaba noastră. Deci, izolăm pe unul din radicali. De regulă, acel radical care să aibă coeficientul lui x aici mai mic. Deci, mai mare. Bunoară. Eu își l-aș păstra pe radical din 4x plus 5 în primul membru și l-aș duce pe radical din 2x minus 1 pe 2. Deci scriu într-un alt mod. Radical din 4x plus 5. Deci o variantă de lucru mai rapidă, vreau să cred. Radical din 4x plus 5 este egal cu 4 minus radical din 2x minus 1. 2x minus 1. N-am făcut decât pe radicalul ăsta, duc un membru drept. Da. Și acum, radical din membru la pătrat. Și avem echivalent cu ăsta la pătrat dispar radicalul. Și mai de vorbește tu. 4x plus 5. Da. Egal cu 16. Da. Minus 2. Minus 8. 2 ori 4, 8 îți vine. 8. Radical din. Radical din 2 e plus 1. Da. Plus. Plus. Partea a doua la pătrat, dispar la 2x plus 1. 2x minus 1. Echivalent. Acum, în etapa asta, izolăm radicalul. De regulă, îl vrem să fie cu plus. Adică pot să-l duc de aici în partea asta. Da? Vine minus 8, dus în partea asta, vine plus 8. Da. Deci vine cât? 8 radical din 2x minus 1. Egal cu totul în partea cealaltă, în partea dreaptă. Egal cu? Minus 2x. Nu, nu, că 2x rămâne aici. Da, da, da. Ai dus pe 4x? Da, minus 2x, foarte bine. Minus 2x. Minus 5. Nu că duci așa și cu 16 face 11. Da? Da. 11 minus 1? 10. 10. Deci 2x minus 10, da? Minus 2x plus 10. Mai vedem o dată, sunt greșit. Deci, minus 2x, ai zis bine, că minus 4x cu 2x. 5 e minus 5 cu 16 face 11. Minus 1, 10. Se vede că se poate împărți totul printr-un 2. 4 radical din 2x minus 1.
4 radical din 2x minus 1 egal cu minus x plus 5. Cum am spus, acum e momentul pericolul cel mare, că ridicăm la pătrat să adăugăm soluție. De ce? Ăsta fiind un număr pozitiv și ăsta a trebuit egalul să tot un număr pozitiv. Și punem condiția minus condiții, da? Minus x plus 5. Care apare acum. Nu e o condiție de la început, e o condiție care apare pe traseu. Minus x plus 5. Adică? Minus x mai mare se egal decât minus 5. Minus x mai mare egal decât minus 5. X mai mic egal decât 5. Adică x aparține lui minus x din 5. Minus x din 5. X aparține lui minus x din 5. Și despre x parcă era de la cât când am pus condițiile? De la 1 pe 2 l-am pus infinit. Așa, nu? Când am pus aici condițiile pentru 2x minus 1 mai mare ca 0 și 4x plus 5 mai mare egal ca 0, ne-au dat x-ul de la minus 1 pe 2 la plus infinit. Da. De la 1 pe 2. Nu la minus 1. De la 1 pe 2 la plus infinit. Deci am avut că x din condițiile puse, de la 1 pe 2 la plus infinit. E, care e zona comună? Înseamnă la 1 pe 2 la 5. Înseamnă că x-ii care căutăm sunt de la 1 pe 2 la 5. Aici știm că îi căutăm. Și acum, ridicăm la pătrat, încă o dată, ca să scăpăm de radicale. Da. Și cât vine? 16 pe lângă 2x minus 1 egal cu minus x pătrat. X-ul la pătrat. Hai să zici că e 5 minus x, ca să-ți vină mai ușor. Da. 5 minus x. 25. Minus de 2 ori prima parte ori a doua. 10 x. Da. Scrie. Deci 16 plângă 2x minus 1. Egal cu 25 minus 10x plus x pătrat. Și vede că 32x minus 16 egal cu x pătrat, să luăm invers, x pătrat minus 10x plus 25. Echivalent cu. Ducem pe ăștia în partea dreaptă. Ca să lăsăm x pătrat pozitiv, deci vine x pătrat minus 10x minus 32 minus 42x și 25 cu 16 41. Da? Plus 41 egal cu 0. Am ajuns la aceeași ecuație? Da. Da? Deci azi x pătrat minus 10 cu minus 32 face minus 42x 16 cu 25 41. Am dat x1 egal cu 1 și x2 egal cu 41. Cele două rădăcini. Numai 1 aparține de la 1 pe 2 la 5. Cealaltă nu aparține de la 1 pe 2 la 5. Scrie, de ce vrei? E scris? Pe care o acceptăm? Prima. X egal cu 1 soluție, cealaltă nu este soluție. Cum se apără? Care a fost varianta mai rapidă? Asta. Deci dacă izolezi un radical, mergi mult mai ușor. Când îi lași pe amândoi, ai văzut că se gata, am muncit acolo termen, nu știu ce, nu știu cum, greu. Deci păstrezi ca amintire ideea că dacă ai doi radicali, atunci unul din ei se păstrează primul membru, se păstrează acela care are coeficientul x mai mare, ca să vină mai ușor el ca numere, și totul merge perfect. Hai să-mi dai alta. Câte ghiști ai? Câte? 10? Nu. Câte, nu? Da. Noaptea să rămânem aici? 7. 7. Noi am făcut 2. Păi, trebuie să grăbim o dată. Am învățat câte ceva.
Hai să le facem mai repede, mai ales cu șmecherile astea, cu păsezul radical, nu? Zi-mi, ai ieșit? La mine? Da. Nu. Aia nu se poate. Dar vorbesc serios. Da, nu mă interesează, vorbesc serios, mă interesează să faci ieșițiu. Da, îți dai seama că deodată să dau ieșițiu ăsta am avut o idee, nu? Nu te aștept să duci la... Doamne, ferici. Da? Deci e o chestie, trebuie să găsești acolo. Uitează-mi alte ieșițiu. Radical din x plus 5. Deci radical din x plus 5, la scurt, x plus 5. X plus 5. Plus radical din x plus 1. Radical din x plus 1. Egal cu 4. Egal cu 4. Cu x de existență. Adică x mai mare egal decât minus 5, mai mare egal ca minus 1, înseamnă de la minus 1 acolo. Da? Deci, x mai mare egal decât minus 5, x mai mare egal ca minus 1, rezultă că x aparține de la minus 1 la plus infinit. Asta e zona. Și acum ne apucăm de lucru. Cum propui? Îl trecem pe x. Aici nu are importanță. Trecem pe 0. Unul din ei. Radical x plus 1. Zicem. Radical din x plus 5. Vorbește. Radical din x plus 5 egal cu 4 radical din... Radical din x plus 5 egal cu 4 minus radical din... x plus 1. X plus 1. Echivalentul. Ridicăm la pătrat. Da. Ambii membri. X plus 5. Da. Egal cu 16 minus 8... Radical din x plus 1. Plus? Plus x plus 1. Plus 1. X cu x se termină. Nu? Da. Și înseamnă pe 8 radical din partea stângă și o să am 8 radical din x plus 1. 8 radical din x plus 1. Egal cu? 23. Bun. Cât 16? 20. Și cu 1, 17 minus 5, 12. Împărțim printr-un 4. De acord? Da. 2 radical din x plus 1. 2 radical din x plus 1. Egal cu 3. Deci e egal cu 3, da? Da. Deci am ambiment la pătrat. Echivalent cu, a spune că 4 pe lângă... Vorbește, vorbește. 4 pe lângă x plus 1. Egal cu 9. Da? 4x plus 4. 4x plus 4 egal cu 9. 4x egal cu 9 minus 4, 4, 4x. 9 minus 4 egal cu 5, da? Da. Deci x egal cu 5 pe 4. 5 pe 4. X egal cu 5 pe 4. Și dacă se află în zona care ne-am propus să lucrăm, dacă e la minus 1 încolo, da. Este. Deci aparține de la cât am spus? Minus 1. De la minus 1, par, nu? La plus infinit. Da. Deci x egal cu 5 pe 4 e soluție. Hai să ne convinge că verifică. Vrei să ne vedem dacă verifică? Nu, că e x egal cu 5 pe 4. Și vine radical din, cât am zis? 5 pe 4 plus 5 plus radical din 5 pe 4 plus 1 egal cu, să trebuie să ne dea 4. Și face radical din. Adunat și admitor. 4, 5, 20, 25 pe 4 plus radical din 4 cu 5, 9 pe 4 și face 5 pe 2 plus 3 pe 2. Și face 8 pe 2 și egal cu 4. Soluție. Adevărat, nu? Nu minciuni. Alte ecuații, repede. Radical din x pătrat minus 5. Radical din x pătrat minus 5. Minus radical din x pătrat minus 8 egal cu 1. Minus 8 egal cu 1. 1. Ce facem? Condiții de există. Repede. Zicem. X pătrat mai mare este egal decât... X pătrat minus 5 mai mare egal decât 0, cum așa.
și x pătrat minus 8 mai mare egal decât 0. Avem de rezolvat în ecuație de gradul 2. E altceva. Nu zicem x pătrat mai mare egal decât 5. Da? X pătrat minus 5 mai mare egal decât 0. Și trebuie să găsim pe toți x-ii pe care dacă înlocuim să minus 5 să dea un număr pozitiv. Sunt și negativi și pozitivi. Deci e altceva aici. De aceea, pentru prima, vom x pătrat minus 5 egal cu 0. Egalăm cu 0. Și ducem pe 5 în dreapta și vine x pătrat egal cu 5. Ceea ce înseamnă că x1, 2 egal cu plus minus la mitat din 5. Două valori. Și facem un tabel de variația semnului. Ducem x de la minus infinit la plus infinit. Cele două valori sunt minus radical din 5 și respectiv radical din 5. Minus radical din 5 și radical din 5. Și în dreptul său x pătrat minus 5 devine 0 și 0. Deci, când înlocuim pe x cu minus radical din 5 sau radical din 5, obținem 0 valoarea. Și luăm o valoare undeva din zona asta, de la minus infinit la minus radical din 5, minus 3 valoare. Și dacă înlocuim pe x cu minus 3, vine minus 3 la a doua face 9, minus 5 face un număr pozitiv. Și plus va da tot timpul aici. Dacă e un x din zona asta, îți va da un număr negativ. Și dacă e din zona celălalt, un număr pozitiv. Și cum trebuia să fie x pătrat minus 5? Cum trebuia să fie x pătrat? Și zicem, x pătrat minus 5 e mai mare egal cu 0, dacă și mai dacă x și sunt de la minus infinit la minus radical din 5, reunit cu radical din 5 la plus infinit. E altceva. Deci vezi? Deci sunt x și negativ și pozitiv. Tu spuneai numai x pătrat mai mare ca 5, x mai mare ca radical din 5, terminat. Așa se lucrează. La matematică. Trebuie să fim corecți. Nu ne permitem să greșim. Avem și cealaltă. X pătrat minus 8 mai mare egal decât 0, da? Luăm egal cu 0. X pătrat minus 8 egal cu 0. Adică x pătrat egal cu 8 rezultă x 1, 2 egal cu plus minus radical din 8. Plus minus radical din 8. Da? Mă scuzați, pun alarma? Nu, nu, nu. Nu? Da, nu. Da. X pătrat, deci x1, 2 egal plus minus radical din 8. Și atunci facem și pentru asta tabelul de variație a semnului. X de la minus infinit la plus infinit. Minus radical din 8 și respectiv radical din 8, 0 și 0, e vorba de x pătrat minus 8. Da? X pătrat minus 8. Și am. Dacă iau un x din zona asta, va da din nou pozitiv. Ia să luăm pe minus 3. Că radical din 8 nu face 3, mai puțin. Dacă luăm pe 3, pe 4, pe minus 4, pardon, minus 4. Face 16 minus 8, pozitiv face. Din face, luăm pe 0. Negativ. Negativ și pozitiv. Și unde x pătrat minus 8? X pătrat minus 8 e mai mare egal ca 0. X pătrat minus 8 e mai mare egal ca 0. Dacă și numai dacă, x și aparțin de la minus infinit la minus radical din 8, reunit cu radical din 8 la plus infinit. Da, minus infinit, minus radical din 8, radical din 8 plus infinit. Și acum luăm pe o axă ca să reprezentăm cele două intervale de la minus infinit la plus infinit. Numerele sunt mai întâi minus radical din 8, apoi minus radical din 5, apoi radical din 5, radical din 8. Asta e ordinea lor pusă. Și am o dată minus infinit, minus radical din 8,
și radical din 8 plus infinit. Și altă dată am minus infinit minus radical din 8 și radical din, radical din 5 plus infinit. Și care e zona comună? Unde vedem două linii? Minus infinit minus 8 și... Minus radical din 8. Minus radical din 8 și radical din 8 infinit. Asta este. Deci, la condițiile impuse, răspunsul este, în final, x aparține, deci rezultă că x aparține de la minus infinit la minus radical din 8, reunit cu radical din 8, la plus infinit. Da? La plus infinit. Asta e zona în care lucrăm. X și din zona asta e căutăm. Da? Asta e zona rezultată de la condițiile impuse de existența radicalilor. Deci condițiile de existența radicalilor ne-au condus spre așa ceva. E, și acum, cum propui? Acum abia cum începem exerciții, nu? Cum propui? Ridicăm așa la pătrat, ai văzut că e greu. Un radical îl ducem în dreapta. Pe care propui? Pe minus, ca să ducă simbolul să fie cu plus. Deci vine radical din cât? Din x pătrat minus 5. Tot stai cu gândul, păi ce ușor era înainte. X pătrat minus 5 plus x pătrat minus 8 egal cu 1, gata, la revedere. S-a dat toate planurile peste cap. Dacă x pătrat minus 5 egal cu 1 plus radical din x pătrat minus 8. Și acum, adică mai mergem la pătrat. X pătrat minus 5. Echivalent cu x pătrat minus 5 egal cu, atenție! Egal cu 1. Plus 2 radical, 2 ori 1 radical, 2 radical din... Radical din x pătrat minus 8. Și așa, plus x pătrat. X pătrat minus 8. Minus 8. X pătrat cu x pătrat se reduc. Lăsăm pe 2 radical aici, pe cu plus. Și totul ducem în stânga și vine minus 5, minus 1, minus 6, plus 8. Minus 6 plus 8 face 2. Deci echivalent va spune că 2 egal cu 2 radical din x pătrat minus 8. Deci 2 egal cu 2 radical din x pătrat minus 8. Împărțim totul la 2. Și echivalent va spune că radical din x pătrat minus 8 egal cu 1. Radical x pătrat minus 8 egal cu 1. Ridicăm argumentul la pătrat și deci vine x pătrat minus 8 egal cu 1 la 2 la 1. Adică x pătrat egal cu 9 și x 1, 2 egal cu plus minus radical din 9, 3. Deci sunt două valori, 3 și minus 3. Și ne întoarcem la substituții. Nu ne întoarcem să vedem dacă sunt acestea în zonă. Este, minus 3 este aici. Și 3 este din coace. E după radicalul, radical din 8, e mai în stânga, mai mic decât 3. Deci, înseamnă că minus 3 aparține de la minus infinit la minus radical din 8. Rezultă că x1 egal cu minus 3 soluție și 3 aparține și el de la radical din 8 la plus infinit, deci x2 egal cu 3, soluție. În sfârșit, ecuația asta are două soluții, 3 și minus 3. Alte greșituri, repede. Cum e? Andreea? Nu e. Aha. Dar nu-mi dau seama, adică... Păi, dar tu crezi că am făcut-o așa deodată? Fără să fie o șmecherie, o șmecherie. Păi știu că este, dar nu știu. Păi pienul ăla îl ducem stânga din dreapta, da. Și zici 1, 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1. Și dai câte un minus 1 la fiecare radical. Am generalizat, e că știți de mai înainte. Că au fost 3 acolo, 2, 2, 2. Da. 3 radicale. Acum sunt n radical și pienul ăsta îl ducem stânga și îl dai câte 1 la fiecare. Da. Primul radical minus 1, al doilea radical minus 1. Tot cu conjugat. Și conjugată la fiecare, sigur că da. Ia vezi cât de frumos merge. Așa zic eu, merge. Radical din 2x minus 1.
radical din 2x minus 1 plus radical din 2 minus x 2 minus x egal cu 2 egal cu 2. Zic repede, condiții. 2x mai mare sau egal decât 1 2x mai mare decât 1 2 x mai mare decât 1 x aparține intervalului 1 pe 2 infinit. Da. 2 minus minus x mai mare sau egal decât minus 2 x mai mic sau egal decât 2 x mai mic decât 1 x aparține de la minus infinit la 2x. Zona comună care este? Ăștia vor la 1 pe 2 încolo, ăsta de la minus infinit până la 2. Intersecția lor. 1 pe 2, 2. De. X aparține de la 1 pe 2 la 2. Terminat. Aici lucrăm. Și acum cum facem? Îl ducem pe 2x minus 1 la celălalt. Radical pe 2x. Ori pe ăsta, ori pe ăsta. Da. Da? Hai să duc pe ăsta. Am zis că cei care băiește mai mare pe mai aici. Deci radical din 2x minus 1 egal cu 2 minus radical din 2 minus x. Ce facem acum? Ridicăm la pătrat. Zice. 2x minus 1 egal cu 4 minus... Deci egal din caz zice 2x minus 1 egal cu 4. 4 minus 4 radical din 2 minus, minus x. Da. Plus, minus 2, plus, plus 2 minus x. Minusul la pătrat face plus. Da. Plus 2 minus x. Echivalent cu? Minus 4 radical din 2 minus x. Ducem în stânga minus 4 radical. Da. 4 radical. 4 radical din 2 minus x egal cu minus 3x. E 2x și cu ducem în partea dreaptă, 2x minus x, x rămâne. E, 2x, pardon, e minus 3x, ai dreptate. Minus 3x, așa. Și minus 1 îți duci bata, plus 1, plus 7. 4, 5 cu 2, 7. Și acum, punem condiția aceea de deșteaptă. Adică, minus 3x mai mare sau egal decât minus 7. Minus 3x plus 7 mai mare egal decât 0. Adică minus 3x mai mare egal decât minus 7. Adică 3x mai mic egal decât 7, da? Da. X mai mic egal 7, 7 pe 3. Adică x aparține de la minus infinit la 7 pe 3. Dar mai mic decât 7 pe 3 este mai mic decât 2. Rămâi de bază asta. Că 7 pe 3 înseamnă 2 și ceva. 2 și ceva mai în dreapta. Da. Deci asta rămâne. Și clar. E rezolvată. Și acum, adică la pătrat am venit și o să arăt. Cât? 16. Pe lângă? Pe lângă 2 minus x. Egal cu? Egal cu 9x pătrat. 9x pătrat. Minus. Minus. Minus 9. Da, păi de 2 ori până la 4 ori a 2. 2 ori 3, 6 ori 7, 42. Minus 42. X. Și plus 49. Partea a doua la pătrat. Și avem 32 minus 32 minus 16x egal cu 9x pătrat minus 42x plus 49. Echivalent cu 9x pătrat 9x pătrat după minus 16 în dreapta. Nu, lasă aici tot în dreapta construiesc, ca să nu mai zic cu minus. Deci, pe ăștia din stânga le duc în dreapta, da? Și atunci vine minus 16x plus 16 minus 42, 6 din 12, așa, 6, 26. Nu mai exploatat, minus 26x. Și 49 minus 32, 2 din 9, 7, deci plus 7, și 3 din 4, 1. 17 egal cu 0. Aici nu mai merge deodată, că am și coeficientul la x pătrat. Și aici trebuie să fie formulare. Zic x1, 2,
X1, X1, pe jumătate, pot lua pe jumătate la 26, 13. 13 plus minus la fel, 19. Minus AC, minus 9, 17. 97, 9, 63. 153. 153 supra 9. Și egal cu 13 plus minus, cât face 16, parcă, nu? 9, da, 16, 4. Supra 9. Și am o dată X1 egal cu 13 plus 17 pe 9. Și X2 egal cu 13 minus 4, 9 pe 9, 1. Care din ele este de acceptat? 17 pe 9 face cam cât? Nu face 2. 17 pe 9 e până în 2. Și până în 2, aici mă aflu. Dar 1 este? Da. Am 2 secunde. Aparțin intervalului de la 1 pe 2 la plus infinit. La 2. De la 1 pe 2 la 2. Înseamnă, avem o slăbiciune. În clipa în care am dus pe radicalul ăsta în dreapta, ăsta de stânga e pozitiv, iar ăsta de aici poate să fie și număr negativ. Și de aceea trebuie să verific în ecuația dată la inițial, când n-am pus condiții de fiecare dată. Am pus aici, la etapa asta, condiții, dar la început n-am pus condiții ca membru drept să fie pozitiv. Este și o inecuație rațională mai greu. De aceea mă întorc să văd care din cele două soluții verifică. Deși sunt în interval, s-ar putea ca numai una să verifice, că am slăbiciunea de aici. Ia să vedem. Pentru x egal cu 1, rezultă. 2 ori 1, 2 minus 1, 1. Deci din radical din 1. Plus radical din 2 minus 1, 1. Face 2. Da, adevărat. X egal cu unei soluții. Dar celălalt x, x egal cu cât? 17 pe 9. Ia să văd. Radical din 2 ori. Dar lucrează și tu. Hai. 2 ori 17 pe 9 minus 1 plus radical din 2 minus 17 pe 9 egal cu 2 ori 7 34 egal cu radical din 34 minus 9 supra 9 plus radical din 9, 18 minus 17, da? Supra 9. Și egal cu 34 minus 9, cât face aici? 25. 25 pe 3, 25 supra 3, plus 1 pe 3. 25 cu 1, 26 pe 3. 26 pe 3, nu face 2. Diferent de 2. Deci rezultă că x egal cu 17 pe 9, nu-i soluție. Nu verific. S-a adăugat aici, s-a lipit soluția aici. Adică la pătratul ăsta. Foarte tare chestia asta. Deci, care este povestea? Când am izolat un radical și trebuie să ne asigurăm că și ăsta e pozitiv. Dar este o situație destul de greu aia, și că e o inecuație irațională și e greu de rezolvat. O punem, dar nu o rezolvăm. Însă avem grijă ca în acea nerezolvată să fie moment de panică. Pentru că există riscul să adăugăm soluții și aici avem altora soluții. Deci numai unul e bună. Deși, punând condiția aici, am restricționat de la 1 pe 2 la 2, amândouă s-au plasat aici și totuși s-a strecurat una falsă în momentul ăsta din față. Cât de mare? Și e 35. Cât? Și 35. Cât e greșit, mare? Ca tema ta, pentru tema ta. 3. 3. Băi, mai nebunit. Mă țin toată noaptea aici. Hai să vedem. Zi. Tu vrei să le faci chiar pe toate? Nu? Ai făcut roate pe toate chestiile?
Așa le facem. Așa le facem aici. Dacă e fain de toată lumea. E plăcut. Nu, nu merge. Și mai ales că te duci cu astea în stilul ăsta de rezolvare, păi și faci panic într-o colegi. Pune. Zi. Radical din X plus 2. Plus radical din 3 minus 6. 3 minus 6, da. Egal cu 3. Egal cu? 3. 3. Ce condiții punem? X plus 2 mai mare egal cu 0 și 3 minus 6 mai mare egal cu 0. Adică X de aici mai mare ca minus 2, deci X aparține de la minus 2 la plus X. Gata, Andrei, ieșit? Da. Tot sumă. Da, tot unul, da? Tot unul. Aia ți-a plăcut, nu? Da. Cât de interesant a fost. Hai să ne ocupăm mai și de asta. Deci, și cealaltă X mai mic egal decât 3. X aparține, așa, un X mai mic egal decât 3, X aparține la minus infinit la 3. Și intersecția lor înseamnă X aparține de la minus 2 la 3 X. Deci minus 2, 3 X. Și izolăm un radical. Adică, radical din X plus 2 egal cu 3 minus radical din 3 minus X. Știi că oamenii, atenție, așa, panică. Deci punem poziția. 3 minus radical din 3 minus X mai mare egal decât 0. Adică partea din dreapta egalului, radicalul ăsta care e număr pozitiv și ăsta trebuie să fie pozitiv. Nu o rezolv. Dar țin minte că X-ii care îi găsi, din intervalul ăsta trebuie să vezi și condiția asta. Ori pun aici, ori dacă nu, mă întorc la început și verific în ecuația dată inițială. Și bine, X plus 2 egal cu 9 minus 6 radical din, dai mai repede, 3 minus X egal cu, și plus? Plus 3 minus X. Plus 3 minus X. Echivalent cu? O ducem pe 6 radical din 3 minus X. În stânga, da? Da? 6 radical din 3 minus X egal cu minus 2X. Da? Da? Minus 2X. Dar nu puteam să-i tăiem, să-i reducem. Nu, că ăsta e cu plus și ăsta e cu minus. Deci de-aia fac minus 2X, că aș fi făcut 0 când îi duceam. Și e 9 și cu 3, 9 și cu 3, 12, de acord? Minus 2, 10. Plus 10. Împărțim totul printr-un 2 și avem 3 radical din 3 minus X egal cu 5 minus X. Am scris invers. 5 minus X. Pune condiția 5 minus X mai mare egal ca 0 din cauza că e radicalul, deci valoarea mai mare egal ca 0, deci 5 minus X mai mare egal ca 0, e de parcă a spune că X mai mic egal ca 5. Și este rezolvat. Că noi lucrăm în zona minus 2, 3. Deci sunt deja rezolvat. Și acum ridicăm la pătrat, echivalent cu 9, vorbește. 9 pe lângă 3 minus X, minus X egal cu 25. 25 minus 10 X plus X pătrat. Echivalent cu 9 ori 3, 27 minus 9X minus 9X egal cu 25 egal cu X pătrat. Hai, X pătrat minus 10X plus 25. Echivalent cu X pătrat minus 10X cu 9, plus 9X face duci împărțitea toți în partea dreaptă minus X minus 27 plus 25 face minus 2. Minus 2 egal cu 0. Cred că e vorba de minus 2 sau 2 și minus 1. Da, cred că e 2 și minus 1. Deci eu zic că X1 egal cu 2 și X2 egal cu minus 1. Ce numere mulțite se fac cu minus 2? 2 ori minus 1 face minus 2 și adunate se fac cu 1. Da, așa e. Așa este, da? 2 și minus 1. Astea sunt cele două soluții. Să vedem dacă amândouă se plasează în interval. Amândouă sunt.
de la 2 la... Și 2 și minus 1, deci 2 aparține lui între minus 2 prăzi și minus 1 aparține între minus 2 și 3. Dar nu ne mai grăbim să spunem că e soluție, trebuie să verificăm. Și atunci, pentru x egal cu 2, ecuația devine când x-ul e 2. Vine radical din cât? 2 plus 2, 4. Plus radical din 3 minus 2. Egal cu cât face calculul? 2. Face 2 plus 1, care face exact 3, nu? Da. Deci egal cu 3. Și atunci înseamnă că abia acum spune că x egal cu 2, x nu egal cu 2, soluție. Abia acum, după ce ne-am zis că verifică. Deci x cu minus 1. Pentru x egal cu minus 1, ecuația devine. Ce devine? Radical din cât? Minus 2, minus 1 plus 2, 1. Plus radical din 3 minus minus plus 1, că e plus 4. Deci plus plus 4, și face 1 plus 3, 1 plus 2, egal cu 3. Înseamnă că și asta e bună, nu e falsă care s-au adăugat acolo, deci da. Sunt două soluții, x2 egal cu minus 1 și ai soluții. Iată, am de terminat și așa de greșitul. Altul. Radical din ordinul 3. Păi ce-mi face? Deci radical din ordinul 3 din cât? 9 minus x la 3. 9 minus x la 3. Egal cu 3 minus x. 3 minus x. La radical din ordinul impar nu mai pun în condiții. Nu mai avem treabă. Pur și simplu, ne apucăm de treabă. Tu ai fi spus radical din 3 din 9, minus radical din 3 din face 3 minus, minus x, gata. Așa e? Deci, ridicăm la 3-a. Și stânga și dreapta. Da? Și echivalent cu 9 minus x la 3-a egal cu e, 3 minus x totul la 3-a trebuie să fie. 3 minus x totul la 3-a. Să văd cum ridic. Știi formula? A minus b totul la 3-a. Ai făcut ceva analiză combinatorică? Binomul aranjamente pe rotări, combinări, binomul Newton. N-ai făcut nimic, nu? Tu ești la ecuații raționale. La ecuații raționale și ai tehnica ta. Uite, matematica lupește. Matematica lupește prăjit. Asta e. Mai te întreb de ce am ajuns așa. Nu ești de bine. N-ai nicio treabă tu. Chestia e că comandă acolo profesorul care vine, ia banii degeaba. Păi da, hai să ne descurcăm. 3 minus x, avem pe 3 minus x, totul la a treia, da? Nu știu, nici eu nu știu. Ne descurcăm într-un fel. Poți să zic că este egal cu 3 minus x pe lângă 3 minus x la a doua? Ca să fac la a treia. Ca și cum zice a, la a treia, a la a doua. Sau a la a doua ori a, poți zice și aici, la a doua și asta nu. Tot am bine. Hai să zic așa. Și egal cu. Dar la a doua am învățat adineauri. Când prima parte la pătrat 9, minus de 2 ori prima ori la a doua vine minus 6 x, plus x pătrat, totul pe lângă, 3 minus x. Totul pe lângă, 3 minus x. Și egal mai departe. Și mulțim două paranteze. Hai să o punem pe prima, pe primul loc, că vine mai ușor la mulțime, da? 3 minus x pe lângă 9 minus 6x plus x pătrat. Și egal
Luăm pe primul și mă fiu subtracționat. Face 27 minus 18x plus 3x pătrat și am terminat-o cu 3. Minus 9x plus 6x pătrat și minus x la 3. Și avem să le ducem termeni asemenea, egal cu minus x la 3, să scriu, minus x la 3. În x pătrat am 3 cu 6 plus 9x pătrat. În x am minus 18x minus 9x minus 27x și plus 27. Asta este binom. Ne-am descurcat dacă nu știm formula. Deci în clasa 8 ai învățat-o. A plus B la totul la 3 și A minus B totul la 3. Care era? A plus B totul la 3 înseamnă așa. A la 3 plus 3 A pătrat B plus 3 A B pătrat plus B la 3. Deci 1, 3, 3, 1. Se pleacă la la 3 și tot scade A, dar vine B-ul și-l ajută. Iar A minus B totul la 3 este egal cu A la 3, minus 3A pătrat B, plus 3A B pătrat, minus B la 3. Și acum se întoarce. Deci, ce avem aici? Adică la 3 dispare radical și vine 9 minus X la 3. Deci ecuația asta e egal cu? Cu minus X la 3, plus 9X pătrat, minus 27x plus 27. Și minus x la 3 și minus x la 3 x la 1, 2, la fel de o parte și de alta i-am tăiat. Și mi-a rămas 9x pătrat minus 27x plus 27 minus 9. Adică plus cât ar fi aici? 18. 18 egal cu 0. Împărțim totul prin 9. Și avem x la a doua minus 3x plus 2 egal cu 0. Știi care sunt rădăcinile? 1 și 2. Ce numere adunate să facă 3 și mulțite să facă 2. Deci x1 egal cu 1 și x2 egal cu 2. În mod sigur trebuie să verifici amândouă. Ia să văd. Când n-am să aplica la pătrat, adăugat soluții. Deci pentru x egal cu 1, rezultă că avem radical de ordin 3 din 9 minus 1 egal cu 3 minus 1. E de fapt, aș spune echivalent că radicalul de 3 din 8 radicalul de 3 din 8 se facă 2. Adevărat. Pentru x egal cu 2 avem radical de ordin 3 din 2, 9 minus 8, da? Să fie egal cu 3 minus 2. Și de fapt, aș spune că radicalul de 3 din 1, dacă e 1, se facă 3 minus 2, se face 1. Adevărat. Am două sensoriți. Și 1 și 2. În sfârșit, ultima ecuație, nu așa? Zic, e ultima. Da. E da. Dacă îți spune mai că 2, nu se mai face întâmplă. Zic. Radical 2 din 3. Exact, tot de radical 2 din 3. Deci radical de ordin 3 din? Din x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Egal cu x minus 1. Egal cu x minus 1. Hai că asta o facem rapid. Zicem cum? La 3-a totul și vine x pătrat minus 1 egal cu x minus 1 totul la 3-a. Dar nu ridicăm la 3-a, că am văzut noi șmecherii. X pătrat minus 1 se scrie x minus 1 pentru că x plus 1. Ca la 2 minus b la 2 înseamnă a minus b prin a plus b. Egal cu x minus 1 totul la 3. Și ducem tot un membru stâng sau invers un membru celălalt și zice x minus 1 totul la 3, un membru drept, x minus 1 totul la 3, minus pe lângă. X minus 1 pentru x plus 1.
egal cu 0. Este valență cu. Ce observăm? Că avem factorul comun x minus 1. Și aici că e la 3, așa avem și în partea la altă. Deci scoatem pe x minus 1 factor și o să avem x minus 1 pe lângă. Din primul am x minus 1 la a doua, minus pe lângă x plus 1. Egal cu 0. Și apare x minus 1 pe lângă. X minus 1 la pătrat face x pătrat minus 2x plus 1. X pătrat minus 2x plus 1. Minus x minus 1. Egal cu 0. Și apare x minus 1 pe lângă. X pătrat minus 3x egal cu 0. X minus 1 pentru că x pătrat minus 3x egal cu 0. Și acum aici se mai poate scrie x pe lângă x minus 3. Vine x pe lângă x minus 1 pe lângă x minus 3 egal cu 0. Și un produs când egal cu 0? Cât ori, cât ori, cât să facă 0? Fiecare cu șansă să fie 0. Deci rezultă x1 egal cu 0, adică prima. A doua paranteză să fie cu 0 și înseamnă x egal cu 2. Și x egal cu 3. X3 egal cu 3. Este sunt cele trei rădăcini. 0, 2 și 3. Da. X2 nu era 1? Unde am greșit? X2 egal cu 1. Așa. X2 egal cu 1. Deci vine x minus 1 egal cu 0. X egal cu 1. X2 egal cu 1. Foarte bine. Deci cele trei rădăcini sunt 0, 1 și 3. Și cu asta ecuația a fost rezolvată. Mi-a făcut o seară frumoasă. Pentru că... Îmi vine cu surprize de acestea tare, foarte tare. Că așa știi tu, la casă așa ai învățat. Băi, și eu chiar te cred. Pentru că dacă ai venit atât de hotărât să... Așa e tot ce-o făcut la clasă. Asta e. Dar faci chestia asta. Ți-am zis, de-aia vreau cu caietul și să-l filmăm, că-i merită. Știi? Toți vorbitorii de limbă română, te punem pe internet. Deci vorbitorii de limbă română să știi că așa se învăță la clasă. Că poate așa ceva, băi, e strigător la cer. Ne mai întrebăm de ce am rămas atât de mult în urmă cu școala. Nu pentru că elevii chiar au refuzat să înveți. Ci asta e oferta. Asta ți se dă, asta înveți. Și chiar crezi că așa e corect. Deci uneori chiar cred că n-aveți o mare vină. Aveți și voi o vină cât de cât că sunteți comod și vă place foarte bine să nu vă pună lumea la treabă, să nu vă pună profesorul la treabă. Gândiți-vă. Dar așa puțin cât ar fi, ar trebui să fie corect. Ui. Da? Așa trebuie să, cât de puțin s-ar face, trebuie să fie corect. Că dacă se face, cât se face și prost, ce să învățăm? Ce să învățăm la școală? La revedere, dragilor, pe curând!